Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bun, să vorbim un pic despre rezultatul catastrofal, aș spune, pentru nou model Dacia Jogger la testele de coliziune wrong and cap. Dacia a scos un nou model de mașină, Dacia Jogger e mai mare, 7 locuri. Am văzut că are o stea sau ceva în genul ăsta. Băi, da, a luat Dacia Jogger, s-a anunțat că a primit o stea la testele Euro NCAP. Astea sunt testele alea de coliziune. Și unde, ca toate mașinile acum moderne, sunt vândute 5 stele, 5 stele, 5 stele. Adică e greu să găsești ceva mai jos de 5 stele. Te și gândești când o să mai, cum să spun, o să facă mai severe testele astea. Că, na, acum dacă toată lumea 5 stele. Și brusc Dacia Jogger 5 stele. Dacia Jogger o stea, șocant, nu? O mașină produsă la Mioveni, doar o stea la testele în cap. Dar evaluarea are unele subtilități. Sunt aici unele chichițe. Mircea Meșter de la Autocritica e la telefon. Bună dimineața, Mircea. Neața. Salutare, salutare vouă și celor care vă ascultă în dimineața asta. Asta e un rezultat care, în mod evident, atrage atenția. Dar ce înseamnă evaluarea asta? Când auzi o stea, te gândești că te urci într-o mașină făcută din poleială. Că dacă o lovești în parcare, se face ghem. Uite, am ținut minte în introducerea asta pe care tu ai făcut-o. Ai folosit două expresii interesante pe care aș vrea să le dezvolt un pic. Pentru că sunt cumva încetățenite așa în cultura auto a tuturor. Ai spus teste de impact. De teste de coliziune am spus, așa e. Teste de coliziune, exact. Ei, dacă ar fi fost doar teste de coliziune la Euro NCAP, Dacia Jogger ar fi avut 3 sau 4 stele. Pentru că Dacia Jogger, la fel ca Dacia Sandero și Dacia Logan, nu au fost depunctate pentru rezistența lor la impact. Trebuie să știm lucrul ăsta. Dar o să dezvoltăm imediat treaba asta. Și doi, ai spus că rezultate catastrofale, aș spune chiar apocaliptice, pentru că la o stea așa pare. Adică sună foarte urât. Și adevărat, așa este. Acum, ce trebuie spus este faptul că testele astea Euro NCAP se întâmplă pe 4 niveluri. Ei fac 4 tipuri de teste. Unul este pentru rezistența structurală sau efectele pe care rezistența structurală a mașinii la impact le au asupra adulților, pasagerilor adulți, după care efectele pe care aceste teste de impact frontal, lateral, cu stâlp, le au asupra copiilor, pasagerilor copii. Apoi, al treilea este un test pe care îl fac oamenii de acolo cu privire la modul în care mașina protejează pietonii sau, cum spun ei, ele spun utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, de fapt. Nu e vorba doar de pietoni, e vorba și de bicicliști și de motocicliști. Și numărul 4, și aici atingem zona asta destul de urățică a celor de la Dacia, este legat de eficiența sistemelor de siguranță. Trebuie spus că dacă Euro NCAP ar anunța notele sau stele pentru fiecare dintre aceste 4 categorii, așa cum nouă ni s-ar părea normal de altfel, pentru că sunt lucruri diferite, așa cum ai spus și tu, da, rezistența la impact, rezistența frontală la impact, laterală la impact, cu stâlpul la impact și așa mai departe, este de fapt elementul pe care îl avem cu toți în minte atunci când vorbim de teste de siguranță. Noi la asta ne gândim, spunem, băi, cât de rezistentă e mașina la un accident. Da. Corect? Asta ne preocupă. Ori la aceste teste, conform testelor, rezultatelor pe care le-a avut mașina la respectivele teste, Dacia ar fi trebuit să aibă 4 stele pentru pasagerii adulți, respectiv 3 stele pentru pasagerii copii, în cazul lui Jogger. În cazul lui Sandero, 4 stele și la copii. Bun, și pentru atunci de ce o stea, adică de la ce vine? Un anumit număr de puncte, da, pe testele respective, care număr de puncte sunt un procent din totalul potențial pe care poate să-l adune. Ori, în cazul lui Dacia și al Sandero, Dacia Sandero, Dacia Logan și acum Dacia Jogger, care sunt construite pe aceeași platformă, paranteză, Euro NCAP, și măcar n-a testat Jogger, pur și simplu a echivalat rezultatele lui Sandero și l-a modificat puțin în funcție de cel de-al treilea rând de scaune pe care îl are acest Dacia Jogger. Da? În funcție de aceste procente pe care poate să le primească o mașină la fiecare dintre aceste categorii de testare, Dacia ar fi trebuit să aibă, ar fi putut primi 4 stele. Și a luat una. De la ce vine steaua asta? Adică, 3 stele la copii. Acum, ce trebuie să spunem este că în cazul Euro NCAP, oamenii ăștia lucrează după logica următoare. Următoare, cea mai slabă verigă din lanț determină rezistența lanțului.
Pe scurt, dacă tu la oricare dintre cele patru categorii, tu ca mașină, da? La oricare dintre cele patru categorii ai un rezultat slab, adică o stea în cazul lui jogger, ăla este rezultatul final al testului Eurocup. Și asta este mișcarea, de fapt. Adică noi la rezistența structurală stă decent. Patru stele e decent, e minunat, e ok. Luați-o cum vreți. Dar la sisteme de siguranță, acolo unde Dacia nu investește în sisteme de siguranță, asta este o problemă din toate punctele de vedere. Noi încercăm să discutăm, noi jurnaliști auto, încercăm să discutăm cu oficialii de acolo și încercăm să le spunem că o soluție ar fi să pună măcar un pachet de sisteme de siguranță, da? Care să fie opțional. Ce înseamnă sistem? La ce te referi? Adică airbag-uri sau ce anume înseamnă sisteme de siguranță? Nu. E vorba de sisteme de siguranță activă, se referă la sisteme de asistență a vitezei, adică limitator, cruise control, cititor de indicatoare, frânare automată la detectarea unui potențial pericol, frontal în mers, intersecții, menținerea benzii de rulare, de exemplu. Și faptul că nu există aceste sisteme, nici măcar ca opțional, depunctează mașina. Absolut corect. Uh-huh. Exact. Asta este efectiv explicația pentru care mașina are o stea la Euro NCAP, pentru că a primit o stea la această categorie de testare. E ca la hoteluri când stelele vin, nu, dacă ai periuță de dinți, știi că ajungi uneori la hotel de 4 stele și unul are 30 de metri camera și altul are 12, dar de fapt stelele vin pentru halatul din baie, pentru opționale, știi? Cam așa merge. Da, ceva de genul. Adică imaginați-vă că mergem, oricare dintre noi mergem la un examen cu patru puncte de rezolvare și la unul dintre puncte nu reușim să ne ridicăm la nivelul. Conform Euro NCAP, acela este rezultatul pe care tu rezultatul real al testului tău. Da? Bun, da, Renault, Dacia, știu lucrurile astea, adică este evident că cunosc modalitatea de evaluare de la NCAP și știu. Absolut și care corect. Este impactul pentru public. De ce absolut corect. Probabil că ei pun în balanță costurile, pentru că până la urmă Dacia iese în evidență prin costurile mici la nivel de achiziție. Mă rog, acum nu mai sunt mici nicăieri în auto, dar să spunem că sunt mai mici decât ale celorlalți la nivel de achiziție. Ieftine. Adică trebuia să fie 5.000 de euro, bun, dacă s-a lansat Logan. Nu mai cazul, în fine. Bun, mai am o întrebare, Mircea, spune-mi, Mircea Meșter, la testele Euro NCAP, trimiți tu mașina? Sau ei iau mașina și o testează? Nu, la testele Euro NCAP se utilizează mașini cumpărate de această organizație independentă europeană. A, deci nu poți scăpa. Și nu e o mașină, sunt mult mai multe, pentru că aceste teste de impact, repet, frontal, la frontal se utilizează o mașină, la lateral altă mașină și tot așa. Și cine finanțează achizițiile? E o organizație independentă, da, și finanțarea are loc la nivel, e o organizație în Belgia, ca să spunem, punctual, iar finanțarea vine și implicit de la Uniunea Europeană, pentru că vorbim de modul în care mașinile se comportă în Europa, da, cu pasagerii în Europa. Mulțumesc mult, deci, Meșter Autocritic, că trebuie să fie fan să lucrezi la Euro NCAP, practic. Cumperi mașini și le strici. Le dai de pereți, le filmezi și după care spui o stea, două stele, trei stele. Da. Treabă. Mulțumim mult, Mircea Meșter Autocritica, pentru toate explicațiile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.